Fracțiunea Platformei Demnitate și Adevăr solicită ca Parlamentul să fie convocat în ședință pentru a examina scumpirea carburanților din ultima perioadă. Deputații DA vor să audieze raportul Consiliului Concurenței privind înțelegerile de cartel din partea companiilor petroliere în perioada 2019-2021, dar și cel al ANRE, referitor la elaborarea metodologiei de formare a prețurilor plafon pentru carburanți. Secretariatul Parlamentului a precizat că deocamdată nu a fost luată o decizie în acest sens. Legislativul dizolvat se poate întruni în ședință, însă deputații au dreptul să aprobe doar proiecte de hotărâri și legi ordinare, documente care nu vizează domeniile justiției sau economie. Cea mai recentă scumpire a carburanților a avut loc la sfârșitul lunii mai, când un litru de benzină A95 a ajuns să coste 20 de lei și 40 de bani, iar un litru de motorină se vinde acum cu 16 lei și 80 de bani, cu 45 de bani mai mult. Recent, Parlamentul a decis ca prețurile pentru carburanți să fie din nou plafonate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit serviciului de presă al ANRE, instituția urmează să aprobe un regulament în acest sens până în data de 14 iunie. Elaborarea documentului este la etapa consultărilor publice.